Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Rodia, punica granatum, este considerată una dintre cele mai vechi fructe de pe pământ, cu un rol important în istoria dezvoltării popoarelor lumii. Cu origini din munții Himalaya și India de Nord, fructul vechi de peste 4.000 de ani apare în documentele din Grecia și Roma Antică sub numele de granular. Fructul vieții, sau fructul paradisului, se credea că provine din grădina Raiului. Mai mult, acesta este menționat în Vechiul Testament. Isus îl consuma alături de ucenici, primind chiar și numele de Fructul lui Isus. În mitologia greacă, Rodia era asociată cu Persefona, zeița primăverii, care a fost răpită de Hades, zeul infernului. În lumea de dincolo, ea a jurat că nu va mânca nimic dacă nu va fi eliberată din captivitate. Dar o rodie i-a fost ispită și mâncând din ea, rămâne legată de lumea lui Hades șase luni pe an. De aceea, rodiile servesc ca o amintire a ciclului vieții și necesitatea morții în roata anotimpurilor. În budism, rodia este văzută ca un fruct binecuvântat, iar în iudaism reprezintă fertilitatea, sfințenia și abundența. Evreii spun că are 613 semințe, exact câte porunci sunt în Torah Madonna cu rodie este redată în picturile lui Botticelli, Rafael și Filipino Lippi ca un simbol al speranței, al plenitudinii și al castității În China, în momentul în care urma să se consume căsătoria semințele de rodie erau aruncate pe podeaua dormitorului pentru ca tinerii să aibă o căsnicie fericită și rodnică de Crăciun, grecii își împodobesc mesele cu rodii, iar de anul nou, o rodie este spartă de pământ pentru aducerea abundenței. Rodia este unul dintre cele mai bogate fructe exotice în vitamine, fibre și antioxidanți. E bogată în vitamina C, esențială pentru un sistem imunitar puternic. Consumul rodiei se spune că îți crește înțelepciunea, îți îmbunătățește starea de spirit și starea emoțională. Mai mult, nu ezita să oferi o rodie la inaugurarea unei case pentru a aduce binecuvântările abundenței și prosperității unei gospodării. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu dacia plant.